Proiectul de realizare a unui pasaj peste DN1 la ieșirea din Ploiești spre Buda intră în linie dreaptă, Consiliul Județean Prahova lansând licitația pentru proiectare și execuție. Ele vor fi în două părți, proiectul tehnic, 2 luni și 16 luni execuția. Deci acesta este termenul stabilit. Lucrările sunt împărțite 92 de milioane aproximativ cheltuieli eligibile și încă vreo 30 neeligibile din PNDL. Termenul maxim ar fi 2 ani pentru o realizare. Noul pasaj urmează să fie realizat la ieșirea din Ploiești spre satul Buda, în prelungirea drumului județean 101I, supratraversând tronsonul din drumul național 1 care deservește centura de vest a municipiului. Vorbim despre o zonă în care existau frecvent accidente rutiere. Pasajul face legătura între Ploiești și Aricești, pe o zonă unde existau foarte multe accidente, în zona Lucoil, benzinărie Lucoil. Și avem acolo și un parc industrial, astfel încât dezvoltarea economică a zonei să fie mult mai bună. Termenul de depunere a ofertelor este fixat pe 14 decembrie. Selecția se va face în funcție de un algoritm care ține cont în proporție de 85% de prețul oferit și câte 5% de experiența managerului de proiect, a expertului pe partea de proiectare structuri și respectiv a inginerului proiectant de drumuri și poduri.